Sala de sport din Pericei a fost în acest sfârșit de săptămână gazda cupei 13 septembrie la fotbal, competiție organizată de Unitatea de Pompieri și Mleul Silvaniei cu ocazia Zilei Pompierilor. 6 echipe s-au înscris la start: Unitatea de Pompieri din Șimleu, Unitatea de Pompieri din Nușfalău, Serviciul de Voluntari Pericei, Unitatea de Militari din Șimleu, Regio TV și Autovip. Competiția s-a desfășurat după sistemul fiecare cu fiecare, iar în urma jocurilor s-a impus în final Autovip cu 4 victorii și un egal. Pe locul 2 s-a situat echipa Regio TV cu 3 victorii, un egal și o înfrângere. Pe locul 3 s-au clasat pompierii din Nușfalău cu 2 victorii și 3 înfrângeri. Diplome de participare au primit și pompierii din Șimleu, Serviciul de Voluntari din Pericei și Unitatea Militară din Șimleu.